Bună seara, dragii mei! Mihai Racovicea, realizator emisiunii Cadastru pe înțelesul tuturor, și în seara aceasta continuăm să dezbatem subiecte de mare actualitate, de mare interes, care, zicem noi, privesc atât persoanele interesate cât persoanele autorizate, dar și avocații mai nou văd că sunt foarte interesați de activitatea noastră și de modul de colucrare. Poate au auzit și domniile lor de Dialogul Constructiv Salvează România și să nu se mai ocupe de munca noastră, a experților, să ne taie onorarile, că asta e cea mai mare slăbiciune, lașitate și nervozitate, pentru că, de fapt, ei sunt cauza neîmplinirilor clienților, pentru că nu sunt capabili să întocmească proceduri sau să investească instanțele să judece în mod corect. Cu astea fiind spuse, vi-l prezint pe domnul Ferraru Florian de la Giarmata. Bună seara! Bună seara, dragi prieteni! Și pe Gheorghe Dămăcuș de la Arad. Bună seara! Și în seara aceasta vom discuta despre un subiect foarte, foarte interesant. Zic eu, acum subiectul e totdeauna pentru cine e interesat, interesant, dacă aude și vede foarte bine. Unul din subiectele cele mai importante este legat de notificarea care trebuie să o întocmească o persoană fizică autorizată la notarea posesiei atunci când trebuie întocmit procesul verbal de vecinătate. Deci avem două subiecte distincte. Vorbim despre notificare, care este un lucru extrem de important în situația dată, și vorbim despre procesul verbal de vecinătate, actul cel mai important pe care îl apreciez eu ca fiind introdus în siguranța, în asigurarea securității notării posesiei, modificării de suprafață. În plus, astfel încât recunoașterea de către persoane a limitelor constituie de fapt o limită juridică. Chiar dacă unii au alte păreri și sunt factori de decizie, de regulă acești factori de decizie au alte interese și nu vreau să aplice în favoarea cetățeanului acest lucru. Și înainte de a da drumul la comentarii, vreau să spunem câteva chestiuni legate de procedura instituită prin regulamentul 700, deci ordinul 700 pe 2014, unde spune așa: notificarea se semnează de proprietar, de titularul drepturilor reale asupra imobilului, care face obiectul documentației, și de persoană autorizată. Și conține următoarele informații: data, ora, locul și scopul convocării, precum și consecințele care decurg din neprezentarea la convocare, respectiv materializarea limitei de proprietate, astfel cum este indicată de către titularul dreptului de proprietate sau posesor asupra imobilului care face obiectul documentației cadastrale. Notificarea se transmite prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii. Dovada comunicării notificării se va anexa la procesul verbal de vecinătate. Mare atenție! De la data notificării până la data convocării, în vederea semnării procesului verbal de vecinătate, va curge un termen de minim 15 zile calendaristice. Prin asta am parcurs toată chestiunea legată de convocare. Oare este importantă această convocare? În opinia ta, Ghiță, ce părere ai? Bineînțeles că este importantă, mai ales dacă vecinii au tot felul de divergențe în ceea ce privește limita. Nu de puține ori au fost cazuri când ți-au arătat o limită, dar când a fost de prezent și vecinul, s-au cam schimbat treburile. S-au certat pe atât, sau mă rog, nu s-au certat, au avut opinii diferite și într-un final s-a ajuns la un compromis. Dar dacă nu este prezent, nu poți să știi ce se indică proprietarul, mai ales planurile care le considerăm un suport pentru stabilirea unei limite, sunt la o anumită scară. Precizia care ne-o dă aceste planuri este destul de mică, deci e foarte necesar. Problema e când, în zona necooperativizată, când nu prea poți vorbi nici de proprietar, nici de posesor, doar de utilizatori ai terenului.
E, aici o să intrăm în detalii la procesul verbal și o să comentăm și subiectul ăsta. Deci, e foarte clar. Ce părere ai, domnul coleg? Tu nu ești expert, tu ești persoană fizică autorizată și e foarte bine că nu ești expert. Noi suntem obișnuiți cu acest sistem de notificări. Noi îi spunem citare la fața locului. Ce părere ai? Are relevanță această comunicare să fie respectată conform procedurii instituite acolo sau nu? Așa cum a spus mai devreme, notificarea și procesul verbal de vecinătate în astfel de spețe garantează notarea corectă a posesiei și nu mai lasă de alte interpretări sau procese ulterioare sau imediate. Eu zic că este un lucru foarte bun, chiar dacă prelungește cu 15-20 de zile, să spun, termenul de întocmirea unei documentații de posesie. Cum să prelungească când stai de zeci de ani? Consider că protecția pe care ți-o asigură această procedură este fabuloasă. Ce ar trebui să rețină oficiile de cadastru? Ce ar trebui să rețină primăriile? Că acea notificare face parte integrantă din procesul verbal de vecinătate. Oare se procedează așa? Ce părere ai, domnul Ferraru? Până la ora actuală nu am, sau în ultimii 2 ani nu am avut documentații de acest gen în care să am posesie peste 15%, să spun, care să fie, unde să fie nevoie de... Da, dar procesul verbal, aceeași procedură se întâmplă și pentru semnarea lui atunci când este cazul în creșterea suprafeței până în 15%. Da, așa este. Numai că nu s-a uzat de această notificare până acum, recunosc. Deci, ca să fim înțeleși, oamenii care n-au avut niciodată probleme cu instanțele de judecată trebuie să înțeleagă un aspect fundamental. Un om deștept, și nu sunt toți proști, să fim bineînțeleși, ci sunt foarte mulți deștepți, se uită la procedură. Și dacă vede că lipsește o virgulă de la procedură, n-are rost să muncească mai mult, că tot aceiași bani îi ia. Am dreptate, Ghiță? Da, numai parcă ai citit acolo că poate prin orice mijloace. Și dacă îl cheamă și dă telefon, îți vine că fac proces și omul este prezent și semnează procesul, punctul meu de vedere este că a fost o comunicare în regulă, din moment ce este prezent și semnează. Nu este așa. Nu poate să se întâmple. Atenție, atenție! Deci haide să nu speculăm și să citim încă o dată, pentru că e foarte bine cum ai pus problema, Ghiță. E bine ca să se trezească și ăia care vor plânge, ci că dovada comunicării, deci notificării, se va anexa la procesul verbal de vecinătate. Am învățat pe vremea când lucram eu la legea 18, am avut un... domn, se numea Todea, a lucrat vreo 30 de ani în miliție, atenție, nu în poliție, miliție, șef de cabinet la generalul Tăvrescu în județul Timiș. Și m-a învățat 2 lucruri foarte interesante. Vorba nu se coase la dosar, deci aici vorbim despre un dosar. Notificarea se atașează la procesul verbal ca anexă. Telefonul nu-l poți anexa. Deci foarte clar, nu se poate. Foarte clar, nu se poate. E viciu de fond care îți anulează totul. Și a doua chestiune care trebuie să vă spun, că trebuie să învățați și voi, că în viață dacă nu veți pierzi, și aici vreau să vă întreb, vorba nu se coasă la dosar odată și a doua oară, nu trebuie să auzi tot ce se vorbește. Ce părere ai, domnul Florean, de această înțelepciune, zicală, zicere, cum vrem să-i spunem? Depășesc un pic cadrul tehnic cu răspunsul pe care pot să-l dau. Ziceați dumneavoastră că vorba, nu tot ce se vorbește se ascultă. Nu. Nu trebuie să auzi tot ce se vorbește. Păi tot cam aia e. Nu e așa. Și acum să-ți dau și explicația, da? Care am primit-o. Vă rog. Măi, Mihai, când ajungi odată la poliție și te întreabă ăștia, ce-ai făcut acolo? Păi ce-a făcut ăla acolo? Și tu dacă nu știi, poate să-ți fac orice, că tot nu știi. De-aia, întotdeauna, nu trebuie să tragi cu urechea. Doar dacă ești de meserie.
De ce râzi, domnul Ferraru? Asta cu trasul cu urechea se practică și vecinii, dacă nu e gard sau dacă nu este gard, e mai greu de tras cu urechea la sat, să știți. Dar dacă sunt garduri, de multe ori procesul verbal de vecinătate nu-și mai are rolul. Putem să spunem, acum lăsând gluma la o parte, da. Putem să spunem foarte clar că procedura procesului de vecinătate, în viziunea mea, și cred că avem dreptul fiecare să spunem, ajută foarte mult în ceea ce privește limitarea conflictelor între vecini. Ce părere ai, Ghiță? Am dreptate? În mare majoritate, da. Dar chiar recent am un dosar în care a existat procedura de vecinătate, s-a notat posesia în carte funciară de către vecini și totuși este în instanță. Cumpărătorul nu a vrut să recunoască acel proces verbal. La momentul când s-a făcut tranzacția, bineînțeles, de către notar, pe topografice de carte funciară veche, fără să fie respectată procedura din codul civil ca imobil să ai număr cadastral, persoana respectivă a cumpărat un drept tabular de o anumită întindere și acum îl solicită. Sunt curios ce va fi. Așa, din punct de aici vedere... Aici cred că ai introdus un subiect foarte interesant. Hai să-l întrebăm și pe colegul, că o să vreau să-l dezvoltăm un pic. Ghiță, subiectul ăsta vreau acum să-l dezvoltăm. Ai ridicat mingea la fileu și e important. Și vreau să gândim o chestiune legată de identificatori. Deci, domnul Ferraru, are importanță în derularea activității de cadastru procesul verbal de vecinătate sau nu? Are relevanță atât timp cât el poate fi considerat și o încheiere amiabilă, o întărire, vorbesc a hotarului dintre cei doi proprietari, a limitei de proprietate, o înțelegere amiabilă. Punctul meu de vedere este că în majoritatea cazurilor, deci excepțiile pe care le-a ridicat Ghiță, nu întăresc regula. Ele sunt excepții, nu totdeauna se întâmplă, dar în cazurile în care procesul verbal de vecinătate consfințește și stabilește o liniște și o pace între vecini, e un mare, mare câștig. Și acum Ghiță a ridicat o problemă foarte interesantă și am ajuns la următoarea concluzie. Recent am avut o situație în instanță legată de suprafețele de teren care se înscriu în contractele de vânzare-cumpărare. Până acum m-am gândit cum să justific instanței de judecată faptul că omul a cumpărat 20 de metri pătrați cu identificator număr topografic și de fapt sunt 19, hai să zicem 1000 și sunt 900, ca să fie mai relevant. Eu m-am gândit în felul următor și vreau să vă cunosc părerea. Dacă mergem și analizăm izvorul tehnico-juridic care a generat informația, trebuie să atașăm în mod categoric faptul că suprafața este declarativă. Având în vedere că notarul este obligat să-i spună omului cum s-a constituit acea proprietate. În toate cazurile în care nu există geometrie și există identificator număr topografic, suntem în zona de aplicabilitate a codului austriac și a decretului lege din 1938, decretul lege 115, care are ca principiu garantarea dreptului de proprietate și negarantarea suprafețelor a vericității limitelor exterioare, adică a limitelor de proprietate, și a întinderii acestora. Ce părere ai, Ghiță? Poate fi interpretată o chestiune de genul ăsta? Să mergem și să spunem, domnule, cum ți este identificatorul tău în contractul de vânzare-cumpărare? Dacă este număr topografic, el este însoțit de atributele pe care le are acesta. Este vechea problemă care agenția nu vrea să o tranșeze. Articolul 29, în care, într-adevăr, în 1997, când a fost
publicată legea 7, imobilul putea fi identificat și prin număr topografic, fiindcă exista în vigoare, era în vigoare încă de către legea 115 din 38. Astăzi, prin nou cod civil, singurul identificator electronic pentru un imobil este numărul cadastral unic. Și orice contract care se încheie astăzi, în baza noului cod civil, trebuie să respecte noul cod civil, adică trebuie identificator să fie număr cadastral unic. Deci, în contractele de vânzare-cumpărare, într-adevăr, ar trebui sau poate să fie menționat numărul topografic, dar doar alături de numărul cadastral unic. Sursa tuturor proceselor sau celor mai multe procese de grănițuire este între noul cumpărător sau noul proprietar de teren și vecinii care îi are, noi vecini, deoarece au cumpărat o suprafață tabulară care niciodată nu este cea din teren. Codul civil, că am studiat problema, dă o soluție, dar nu o respectă nimeni. De regulă, procesul este deschis cu vecinii. Îmi lipsește 100 de metri pătrați, 1000 de metri pătrați, 300 de metri pătrați și îi cer de la vecinul, din stânga, din dreapta, din spate sau de unde cer. Dar nou cod civil spune că în lipsa unei suprafețe, proprietarul, adică cumpărătorul, poate să ceară vânzătorului actualizarea prețului pentru noua suprafață. Dar încă n-am găsit niciun proces deschis de către un avocat în care să fie între proprietar, între vânzător și cumpărător, pentru că suprafața nu este bună. Deci, în niciun caz, cumpărând o suprafață mai mică sau mai mare, nu ai avea dreptul să... Adică nu că n-ai avea dreptul. În primul rând trebuie să te adresezi vânzătorului de ce este mai puțin în teren decât în... Dacă ăsta caut, vă și spun cu articol din Codul Civil. E foarte bine ce spui. Ce părere ai tu, Ferarule? Eu sunt proprietarul care am vândut terenul pe număr identificat cu număr topografic și cu suprafața înscrisă în cartea funciară. Vine vânzătorul cel căruia i-am vândut terenul și mă dă în judecată. Mă întreabă, ai știut că n-ai suprafața? Și eu să spun că n-am știut. Pentru minusul de suprafață ai dreptul, ești obligat să-i dai banii înapoi. Și pentru plus... în termen de un an de la data cumpărării poți și tu ca nou cumpărător să ceri suprafața. E obligatoriu să faci analiza asta. Codul civil te obligă să-i găsești vicile. Da. Dar dacă am plus abia apoi ar trebui să adresez către vecini că a fost mutat gardul, nu a fost mutat sau alte vici. Aveți dreptate, totdeauna intervin probleme la minus. La plus n-am auzit pe nimeni să se plângă. Inclusiv pentru partea în plus ar avea dreptul vânzător să primească bani. Deci, atenție, trebuie să fim corecți în ceea ce facem ca afirmații, pentru că oamenii, probabil că unii ne vor asculta și în mod cert, pentru că, spre exemplu, așa cum, nu știu dacă am spus-o în emisiune, am spus-o, dar o repet, pentru că e foarte interesant. Ceea ce am făcut noi cu ghidul expertului tehnic judiciar este utilizat și avocați mi-au declarat că ei invocă în instanță și arată acel ghid care a fost elaborat în colaborare cu Curtea de Apel Timișoara. Mai mult trebuie să reamintim că am avut o întâlnire recent la Tribunalul Arad și în materialele care au fost puse la dispoziția tuturor colegilor, participanților, putem spune avocați, judecători și experți, era în extras din ghidul nostru. Deci noi când am făcut o treabă excepțională, echipa care a lucrat, Curtea de Apel, colegii noștri din domeniul expertizelor, ne-am străduit pentru a ne ușura munca. Este foarte adevărat că am deranjat pe mulți și... Culmea este că actualmente la nivelul Ministerului Justiției se derulează un ghid pe bani europeni. Eu am văzut acea listă de, să zicem, un grup de lucru. Am recunoscut câteva nume care personal n-am cu ele nimic, dar nici pentru ele prea multe, că le-am auzit odată la o dezbatere și mi-a fost suficient de clar cât poate să înțeleagă fenomenul.
De-aia mă gândesc și am provocat discuții și astăzi am ajuns la concluzia că se impune ca acel ghid pe care noi l-am elaborat să-l actualizăm. Și ne gândim să-l actualizăm în folosul comunității, în folosul tuturor, pentru că va fi un lucru pe înțelesul tuturor. Ghiță este un bibliotecar sau un colecționar de diamante. Și mi le tot trimite și găsesc tot felul de interese și de interesante aspecte pe care vrem să le cuprindem în acest ghid. Sunt lucruri care sunt de o valoare inestimabilă și chiar azi mă gândeam colegul nostru Botond să ne facă un glosar de termeni maghiari traduși în română. Pentru că eu m-am lovit de o astfel de situație și nu înțelegeam cum se scrie șanț. Și pentru că n-am știut că ultima literă e K și nu-i H, cum părea în viziunea mea, n-am înțeles și am pierdut mult timp. Ei, dacă ai o astfel de traducere, cred că va deveni și mai grea această carte pentru partea de vest a României, partea de nord-vest, ca să zicem așa, de Transilvania, de aplicare al decretului lege. 115-a, să zicem, a codului austriac. Ar fi util, domnul coleg, să putem să înțelegem ce citim, domnul Ferraru? Ar fi corect, dar și mie mi se întâmplă de multe ori să înțeleg la al doilea parcurs al textului ceea ce citesc. Dacă la asta, la ce făceați referire. Nu, dragul meu, atenție, pentru că noi trebuie să ajungem să citim documente vechi în limba maghiară. A, bun. Și în momentul când asta, citim da. În limba maghiară, nu știm toți ungurește. Să fim corecți cu noi înșine, chiar dacă am trăit printre unguri. Am fost mai săraci cu duhul și nu am învățat. Am fost fraieri. La vremea când trebuia să învățăm, n-am avut libertatea care este acum, cultura care este promovată actualmente în societate de a ști cât mai multe limbi, de a-ți dezvolta capacitatea asta de înțelegere. E, pentru noi ăștia mai în vârstă, cred că ar fi foarte util să avem un astfel de glosar de termeni. Ce părere ai, domnul Ferraru? În mare măsură sunt de acord să existe un glosar. Și care măsură nu ești de acord? În măsura în care ar trebui să știu eu să citesc tot ce scrie ungurește în cartea funciară. De-aia nu ești expert, că nu vrei să înveți. Oricum nu o să știi că... Ungurește. Acum nu vreau să fiu rău, dar făceau niște glume. Și că cea mai grea limbă este maghiara, pentru că îți trebuie viață să înveți și nu reușești nici atunci să o termini. Așa ziceau, acum alții zic de română, mă rog, dar era o glumă și ca atare trebuie să o luăm ca atare, că oricum sunt lucruri foarte importante și zic eu de importanță majoră pentru noi. Haideți să mergem puțin de tot mai departe și înainte de a trece trebuie să conchidem ceea ce domnul Dămăcuș a spus. Oare de ce la români se aplică sau se face atât de greu binele? Domnul Ferraru, care e părerea ta? Am rămas cu gândul la discuțiile de mai devreme și concluzionez că, nu știu, încă ne e teamă, sau românului în general este teamă, de vecin că poate i-a furat teren, de autorități că poate, nu știu ce se întâmplă. Există încă o frică, un subiect care l-am dezbătut în alte emisiuni și atâta timp cât există frică și de o parte vorbesc și în cadrul cetățenilor și în cadrul celor care îi coordonează, vorbesc de autorități publice locale, e greu de înfăptuit binele public. Ăsta e un aspect. Încrederea. Dacă nu există încredere între combatanți, să zic, nu, între jucători, să spun, nu e în regulă. E aici chiar că mi-ai ridicat mingea la filou. Cum dobândim încrederea? Scăpăm de frică. Dacă scăpăm de frică și ne pregătim mai bine... Mă, ai o problemă cu frica asta. Într-adevăr, e un subiect foarte delicat, e foarte greu de disecat. Dar mai e un aspect. Încrederea, cum se dobândește? Prin prestanță.
Dacă ai o prestanță corectă, demnă, onestă și nu-ți trișezi adversarii, cred că ai o șansă mare să ai o dobândire de încredere. Am dreptate, Ghiță? Ai dreptate, dar încrederea începe de la autorități. În primul rând, statul, dacă te respectă, ești obligat să respecti tu deciziile. Dar atât timp cât el, prin diverse autorități, persoane care îl reprezintă, că vrea, nu vrea, statul prin funcționarii publici este reprezentat, că statul nu ar exista dacă n-ar fi persoane care îl reprezinte, se ajunge la aceste situații, care fiecare îi se pare că fură pe celălalt. Ferarule, hai să spun ce am făcut aseară. Am avut o emisiune foarte interesantă cu domnul Beleiu și domnul Indreiu. Se pune problema în felul următor. Indreiu spune că în zona lor există o situație în care o sentință definitivă care ține loc de contract de vânzare-cumpărare nu se întabulează în cartea funciară. Și întrebarea mea a fost simplă. Mai avem nevoie de justiție? Dacă o hotărâre de instanță vine o entitate publică și nu o bagă în seamă, care e opinia ta? Că ești cetățean liber, cu drepturi depline, cu disciplină foarte bine structurată, care e opinia ta cu această chestiune? Mai avem nevoie de o putere în stat care se numește instanță? Bineînțeles că avem nevoie. Însă am întâlnit și eu cazuri în care hotărâri definitive și irevocabile pe spețe de cadastru, de titluri de proprietate, de retrocedări de teren, nu au fost puse în aplicare. Și am pus aceeași întrebare. Dom'le, da, o de instanță, definitivă și irevocabilă. De ce nu este pusă în aplicare? Și am primit următoarea explicație, care nu-s de meserie, acum sunt părereolog. Probabil judecătorul, când a luat decizia pe care a luat-o, n-a avut toate datele complete la îndemână. O, domnul, părereolog chiar că ești. Deci, atenție! Un judecător, potrivit codului de procedură civilă și altor norme, atunci când nu există lege pendinte de subiectul respectiv, știi cum trebuie să judece? După normele generale de drept, pe care noi nu le știm chiar așa, pentru că e o meserie. Pe cale de consecință, mai mult, un judecător, dacă n-ai știut până acum, eu îți spun cum ar trebui să fie. Are un dosar. De multe ori dosarele alea zătita mai. Și în momentul când face analiza, are anumite aspecte pe care domnia sa are dreptul să le elimine. Iar cei care sunt în instituțiile care ar trebui să aplice acea sentință, n-au acces la dosarul respectiv. Asta nu înseamnă că nu pot exista și erori. Dar o sentință poate fi corectată prin proceduri judiciare, nu de către o instituție a statului român. Am dreptate, Ghiță? 100%. E ca și cazul când te-ar condamnat la închisoare și tu spui, eu nu mă duc, că cred că nu judecată la bine. Să nu mă înțelegeți greșit, sunt de acord cu ce diferent. Te înțeleg că de-aia discutăm, dar pentru ca să lămurim lucrurile. Dar diferențe într-o decizie, un dosar penal și unul civil. Orice decizie definitivă a unei instanțe trebuie respectată și pusă în aplicare. Nu există că nu am chef, că nu se poate, că nu e legal, că mai întrebă și stânga și dreapta. În momentul când au spus te condamnă la 3 ani de închisoare, de îndată un echipaj vine și te ia de acasă sau te prezinți de bunăvoie în cel mai scurt timp. Nu există că stai să vezi că poate nu știu ce, mai vedem când ne mai trebuie încă un dosar. Este la fel și de civil. Un judecător a spus, este proprietatea tabloară cu tare, de îndată, în baza unei taxe care ar trebui să fie, ar trebui să se opereze în cartea funciară. Nu se întâmplă așa. Pentru că ne permitem să călcăm statul de drept în picioare, domnul Ferrari. Da, nu comentăm. Dar, încă o dată, ce am afirmat mai devreme, tot reprezentanții statului întinează statul. Ar trebui de îndată că nu este legală, că a greșit judecătorul, că a greșit expertul. Ulterior se va dovedi. Hai să le dăm un comentariu, domnul coleg.
La noi experți, pentru că vor să ajungă în domeniul ăsta foarte mulți. E foarte grea meseria asta de expert. Dacă vrei să crezi că faci parte dintr-o tagmă care e favorizată, te înșel amarnic, dragul meu coleg. A înțelege că, din nefericire, statutul nostru de specialitate nu a fost niciodată ridicat la nivelul de nobil pe care îl doresc eu să-l aibă colegii mei, avem un statut execrabil. Pentru că colegii noștri n-au acel, să zicem, simț al răspunderii față de ceea ce fac. Ori nu sunt profesioniști, ori nu interesează decât să ia banii, și vreau să vă spun că am avut un interviu la firma la care lucrează băiatul meu, adică firma lui, și a venit un tinerel de student. Eu am venit să treacă timpul să iau banii. Păi iertați-mă, cu astfel de mentalitate, când am auzit, îți dai seama că nu l-a luat? Dă-mi voie să-ți spun că asta este școala din ziua de astăzi. E o problemă. Cum să comentăm noi, când am vorbit astăzi cu doamna Erica și am spus, doamna Erica Nistor, fiind fosta președintă a Curții de Apel Timișoara, domnul Racovician, așa ceva nu se poate discuta. Dar acum, hai să vedem, domnul Ferraru, că e bine să ne aducem aminte ce hârtii trimite autoritatea publică de sub prim-ministru al României în ceea ce privește necesitatea definirii, precizării modului de determinare a suprafeței terenului aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și a curții și grădinii din jurul acestora, vă informăm că în vederea clarificării dispoziției articolului 24, aliniatul 3 și articolului 27, aliniatul 2, indice 3, din legea 18, s-a formulat o propunere de modificare a legii 18 înregistrată la Senat pentru dezbatere cu BP 283/2021. Asta se trimitea în teritoriu în 7 septembrie 2021. Întrebarea mea este simplă. Legea 231 la care se face referire a intrat în anul 2018 în vigoare. De atunci se zbată inteligența, atenție că am pus niște ghilimele acolo, cum să nu se aplice. Și acum trimite în teritoriu autoritate sub prim-ministru. Vi se pare normal, domnul, să spună să nu aplici legea? Așa cum am spus și altă dată, nu mi se pare normal să nu aplici legea, așa cum am spus și mai devreme. Sunt lucruri pe care eu, ca neexpert, ca cetățean, nu le înțeleg. Păi ca cetățean, că nu trebuie să fii expert să le înțelegi. Ca cetățean. Dar atunci nu înțeleg de ce o hotărâre judecătorească nu se pune în aplicare, de ce o lege care e în vigoare, cineva vrea să, mă rog, să iau un drept al cetățeanului. Sunt multe lucruri, mă rog, le înțeleg cumva, dar... Cum le înțelegi? Hai, Ghiță, să-l ascultăm cum le înțelege. Te rog, spune-ne. Păi am spus, nu înțeleg. Dar cum le înțeleg ceea ce înțeleg? Înțeleg că întotdeauna se vrea binele public, binele românului. Serios? Prin aplicarea unor legi se vrea binele public. Am înțeles bine, Ghiță, se vrea binele public că nu aplicăm, nu? Ce se seamănă prin treaba asta? Hai să vedem ce consecințe aduce. Hai, ți-am spus. Când e dreptul cetățeanului, mai citim. Când e dreptul statului, de îndată. Deci, problema de fond pe care am vrut astăzi să o abordăm a fost o problemă destul de interesantă legată de procesul verbal de vecinătăți care e în favoarea cetățeanului și am să îmi permit, pentru că timpul trece, să discutăm un pic despre cine semnează acel proces verbal. Este prevăzut în Ordinul 700 și scrie așa, numai puțin să găsesc, la articolul 84, aliniatul 1, litera B. Procesul verbal semnat de către proprietari, posesori, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosință al imobilului vecin.
Eu cred că este suficient de clar, pentru că aici intervine cineva, parcă spuneam mai înainte, nu știu exact care dintre voi, Ghiță. Aici intervine acel gentleman agreement când noi doi ne înțelegem și tu ai drept de folosință asupra proprietății mele. Și aici, într-adevăr, cred că poate fi aplicată acea chestiune pe care tu ai spus-o. Într-adevăr. Deci, din perspectiva textului pe care l-am citit, procesul verbal de vecinătate este semnat de către cel care folosește terenul la data întocmirii acestui proces verbal. Și acum vreau să spun că am avut un caz foarte interesant legat de o despăgubire, pentru că la un moment dat, la un obiectiv de investiție, nu dăm nume și nici direcții, pentru că eu îl generalizez, a fost o groapă de împrumut, terenul a fost cu destinație agricolă, dar a fost în arendă. Ia cât acest text mă îndrituiește pe mine să spun că la vremea respectivă, când s-a construit acel obiectiv de investiție, pământul folosit s-a înglobat în corpul autostrăzii, iar arendașul, să zicem cel care a preluat terenul arendaș, a beneficiat de fructele acestei chestiuni sau avea obligația să restituie terenul la finalul contractului de arendă în condițiile în care a preluat. Ce părere ai, Ghiță? Am dreptate sau nu? Depinde ce au scris în contractul de arendă. Dacă i-a dat dreptul să și folosească fructele sau... E foarte delicată treaba. Dar nu excludem. Nu cine răspunde penal dacă nu avea dreptul să decidă arendașul? Deci aici e subiectul că oamenii nefiind popularizați, nu fiind educați în spiritul justiției, manipularea e fabuloasă. Și mai ales atunci când există tot felul de băieți deștepți care le spune cum să întocmească documentele sau stau în spatele acestor chestiuni. Deci, trebuie să facem... De regulă știi bine că este un proprietar, persoană fizică, care închiriază, concesionează acel teren unde e firme, firma exploatează și... Și eu nu exclud că această exploatare omului de către om să beneficieze de fructele înțelegerii între firma constructoare și exploatator. Și din nefericire, pregătirea oamenilor care le apără interesele e puțin deficitară, pentru că ar trebui făcut o analiză de la fond. Dacă nu te duci la rădăcină, nu o să ajungi la capăt. Ce părere ai tu, Ferraru, de ce am zis acum? Există această posibilitate? Există posibilități atât timp cât actele, contractele de arendă, concesiune, folosință ce acolo sunt încheiate cu un câștig numai dintr-o parte. Sau eu știu, sunt posibile multe, nu pot eu să judec asta. Nu, că nu ți-am cerut să judeci, n-ai calitate de judecător, ci doar să te gândești, bă, într-adevăr și aceasta este o posibilitate. Oamenii ar cam trebui să-și protejeze proprietatea. Dacă o au, au niște obligații. Și pendintă de reglementările legale în vigoare, să o bordeze, să o îngrijească și să ne arate nouă ca specialiști, indiferent că sunteți persoane autorizate sau experți, în așa fel încât noi să spunem că validăm sau invalidăm amplasamentul acelei proprietăți. Foarte multă lume nu înțelege că el este primul responsabil de dreptul pe care îl are asupra terenului. Și mai mult, aici, dacă e să mergem mai departe cu această analiză, trebuie să ținem cont că educația face parte din contextul în care poți să-ți protejezi proprietatea, care poate fi și intelectuală, care poate fi și materială și poate fi o proprietate care să-ți aducă prosperitate. Ce părere ai, domnul coleg? Are
un rol important educația? Întotdeauna are un rol important educația în orice. Numai că dacă n-ai parte de ea... Dar de ce n-ai parte? Foarte interesant. Aduci niște chestiuni în dezbatere foarte interesante. Creezi această oportunitate. De ce n-ai parte de educație? Școala românească este gândită pe principiu memorează ceva și redă. Nu a fost gândită și nu este construită pe a cerceta și a-ți spune o opinie. De aici începe tot. De la grădinițe te pune să reproduci mecanic ceva și până în facultate. Nu este învățat cetățeanul român să cerceteze, fiindcă oamenii care cercetează încep să aibă opinii și să aibă și cerințe. Deci totul este legat. Ferarule, care e părerea ta? Când statul va schimba această viziune, această direcție, probabil că se va schimba și societatea. Ferarule, care e opinia ta? Sunt de acord 60% cu ce a spus domnul Dămăcuș. Atunci spune cele 40% care nu este, dar restul știm. Bun, trebuie să fac și eu ceva. Adică nu pot să stau să aștept ca să vină altcineva, altă entitate, să aibă grijă de, eu știu, proprietatea mea. Probabil că statul în cei 60% era obligat să creeze toate premisele, să am o educație bună, sănătoasă, corectă, dar trebuie să fac și eu ceva, ca om, ca cetățean, să mai pun mâna pe o carte, să mai studiez. Nu mai există explicația, regula, n-am știut. Da, ai știut, ești vinovat. Și mie mi se întâmplă. Da, ignoranța nu te exonerează de responsabilitate. Foarte bine, corect ceea ce ai spus, completează în mod cert. Nu toată lumea, orice cetățean poate să devină un geniu sau un specialist sau un expert sau un medic de renume. Statul, prin politice care le are, trebuie să aibă grijă de la cel mai nepregătit om care îl are cetățean până la ultimul academician. Aici putem intra, e prea mare filozofia, că din punctul meu de vedere familia e determinantă în ceea ce privește viitorul fiecărui copil. Și familia este, dacă vrem să spunem cinstit așa, cel care e modelul. Copiii, în mod cert, își urmează părinții, se uită la ei și fac din nefericire și lucrurile nebune care le facem. Am dreptate, domnul Ferraru, ai pățit așa ceva? Ca părinte? Ca părinte, da, recunosc. Am mai pățit. Dacă am ceva ne la locul lui, să spun, și copilul m-a văzut, l-am văzut că am încercat să... Și ești de vină, măi, ca și mine. Că nu pot să zic că am scăpat vreodată eu asta. Lucrurile bune ți le copiază 1 din 10, alea rele de 10 ori. Da, vezi, plecând de la acest subiect, putem să spunem că am ajuns și la un final și putem să tragem și o concluzie, zic eu, că am avut o discuție nu numai tehnică, am avut și o discuție despre educație, despre rolul pe care trebuie să-l aibă fiecare la locul lui, pentru că el e responsabil și Dumnezeu a pus valori în toți, în fiecare om dintre noi. Problema este dacă o șlefuim sau spre cine ne îndreptăm. Dacă ne dorim să fim cap, vom fi capi. Dacă ne dorim să fim coadă, nici nu trebuie să ne dorim că vom fi. Deci, în finalul acestei emisiuni, care a fost o emisiune chiar foarte interesantă, zic eu, putem să spunem următorul lucru. Procesul verbal de vecinătate este o piesă extrem de valoroasă. Felicităm pe această cale inițiatorii și promovării acestei, să zicem, piese de aur care rezolvă multitudine de probleme, nu în totalitate, și cum spuneam odată către la o ședință, la oficiul de cadastru, să nu așteptăm să fim 100%, că nu vom mai face niciodată nimic, pentru că dacă suntem la 80%, suntem foarte buni și mergem înainte, urmând să dezvoltăm și să realizăm ceea ce trebuie, identificarea patrimoniului nostru nestemat al României. În seara aceasta am fost împreună cu Florin Ferraru din Giarmata,
Mulțumesc foarte mult pentru că am avut șansa să fim în acest dialog și, bineînțeles, cu Ghiță de Măcuș, omul pe care eu îl apreciez extrem de mult pentru abordările lui, pentru gândirea lui, pentru personalitatea lui, pentru că este el. Ceea ce este foarte important și îmi doresc cât mai mulți oameni ca voi. Fie că e Ferraru, fie că e Dă Măcuș, fie că sunt și alți colegii noștri. Și nu pot să închei decât cu precizarea că în 13-15 mai, în Aula Magna Universității de Științe Agricole a Banatului, Regele Mihai I a României, se va derula o conferință. Unde este comoara noastră? Acolo este și inima noastră, adică în România. Această manifestare este un act de mare ținută academică, un act de cultură, pe care Centrul PIFCA, împreună cu echipa care realizăm cele două emisiuni, Cadastru pe înțelesul tuturor și Dialogul Construcție Salvează, îl oferă timișorenilor și nu numai, invitând să se alăture acestei manifestări profesorul Tofan, preot, care este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, pe domeniul Noului Testament, și pe profesorul Borțun Dumitru de la SNSPA București, oameni care sunt de o deosebită valoare, care ne învață să comunicăm. Evident că vom fi împreună și cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară Recte, cu domnul Ionuț Busaș, mandatat de către agenție, să vină și să ne prezinte noutățile pe care le intenționează pentru modernizarea sistemului și vom avea discuții foarte interesante într-un alt stil, adică vom promova optimismul. Eu mă bucur pentru că am avut această onoare să pot să am parteneri cu care să facem aceste demersuri și rog pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze România, pe toți românii, oriunde ar fi, orice ar face, cu înțelepciune, putere de muncă și cu sănătate. Hristos a înviat!